Salutare, fraților, și bine v-am regăsit la un nou episod din seria noastră cu Sam. Ce mesaj frumos așa de început de clip. Bine v-am regăsit la un nou episod din seria noastră cu Sam. Vă mulțumesc pentru susținerea de la episodul trecut. Haideți să strângem la acest episod minim 30 de like-uri acolo în forță. Am strâns la episodul din taxi 42. Vă mulțumesc enorm. Chiar dacă videoclipul a fost așa un mic clickbait, Sam cu iubita mea, deși ea nu a fost vocală, a menționat eu pe acolo pe la început, sper că nu v-a supărat pe mine. Postez după câteva zile pentru că, băi, fraților, n-am avut mai idei, mă, de clipuri. Sincer vă spun, nu prea mai am ce să mai filmez, adică... Și tocmai de asta vă spun acum de pe la început, v-aș ruga să-mi dați ad pe Discord, aveți Discordul meu în descriere, doar cei care aveți un cont prin PD cu rank unde este permis să confiști permise, pentru că am vorbit cu cineva, mai exact cu Antonio, aveți canalul în descriere, abonați-vă și la el pentru că m-a ajutat cu mod pe curile. Sper că am rezolvat oarecum problema, momentan n-am mai întâmpinat probleme, dar abonați-vă și la el, aveți linkul în descriere, Razerful, Antonio, fiecare cum îl știe, dacă nu știți, dați acolo un click și vă uitați pe canalul lui. Și încă un link de la Fabi, un băiat cu care am vorbit eu, s-a apucat și el de YouTube, e pe la început, dați acolo tot așa un check, nu dau mai multe detalii, vedeți voi. Și am vorbit cu el, el fiind în SFPD, să-mi dați și voi un cont pentru a filma cu el la permise, să facem un videoclip ca lumea, cu voice chat, cu permise, Caterinca, un videoclip mai diferit, pentru că... Știți că în ultima perioadă am lipsit videoclipurile de genul de la mine de pe canal, pentru că eu am fost mai mult cu facțiunile pașnice, nu prea am fost prin facțiuni de tip departament așa foarte, foarte mult timp și când am fost de obicei prin o singură dată, am fost în SFPD și după aia am fost în National Guard de vreo două ori, acolo nu confiși permise, de-aia vreau să lăsați acolo un cont. Cu toată încrederea, vorbim pe Discord, aveți Discordul meu în descriere. Și hai să trecem la micul subiect pe care vreau să-l discutăm în acest episod. Un subiect, nu știu cât de interesant ar fi. Vreau să vorbesc dacă se mai merită să te mai apuci să joci pe OG Times acum. Ce vreau să spun prin asta, dacă se merită să te apuci de la zero, nu să te reapuci cum am reapucat eu pe un cont de ăsta, să zici că am jucat 3 ani la rând, am făcut pauză câteva luni și apoi m-am reapucat, că cum am făcut eu și poate au mai făcut și alții de dragul vremurilor bune s-au reapucat, dar vreau să vorbesc strict despre conturile de level 1, hai că i-am dat și o prioritate de dreapta lui ăla. Vreau să vorbesc strict de conturile de level 1, dacă se mai merită sau nu. Ei bine, cum știți și voi, cam... pe OG a cam devenit serverul popular pentru averile mari. Nu fac hate, doar spun părerea mea. Nu vreau să dau cu pietre în nimeni, să jignesc pe nimeni. Dar în ultima perioadă, sau de o perioadă de timp încoace, OG a fost cam denumit serverul pentru cele mai mari averi. Dacă spun prostii, corectați-mă, dar eu cred că așa este, mulți se cam joacă pentru avere, mulți au sutele de miliarde, nu mai vorbim de zeci, vorbim deja de sute, probabil și mai mult, dar asta nu știu, eu personal, bine, nu vorbesc de mine, personal am avut mai mult de 5-6 KKK, știți foarte bine, donații, muncă, niciodată n-am cumpărat, niciodată n-am vândut bani, doar că oricum, pe toate serverele se practică treaba asta cu vânzarea bunurilor, cumpărarea bunurilor și așa mai departe pe site-urile de specialitate, de fapt pe paginile de specialitate de pe Facebook, din care cred că o să ies cât de curând pentru că sunt numai anunțuri idiote, numai postări și m-am săturat de ele, oricum eu nu mai postez acolo videoclipurile. În post am acolo un link, am postat videoclip nou, cred că intra cine voia. Bun. Așa că nu cred că ar mai exista vreun, sincer, după părerea mea, eu dacă aș fi acum, n-aș mai fi jucat pe OG și aș fi avut un cont, să-mi fac cont, nu cred că m-aș mai apuca.
De fapt, nu cred că m-aș apuca. Dacă ar fi să vorbim de OG acum 4 ani, da. Aș face ce am făcut și atunci. Am intrat pe server, mi-a plăcut, am jucat în continuare. Doar că acum, când s-a ajuns la timpul ăsta în care toată lumea are avere, până și cei care își fac cont de level 1-2 cumpără averi, nu mai au aia, tragerea lor de ei să muncească, să-și creeze un viitor, pur și simplu dau niște bani pe alți bani, iar eu cred că asta nu e ceva foarte în regulă. Oricum știți și voi că afacerile ilegale sunt pentru ce plătești, aia primești. Ori bine, ori rău, știți și voi ce zic. Eu nu m-aș mai apuca acum dacă aș ști că toți au averi, toți au sute de miliarde, nu vorbim de pile, vorbim de bani. Nu m-aș mai apuca, frate, pentru că, sincer, te cam plictisești, e monotonie, nu știu, atunci, pe vremea mea, când, de fapt, pe vremea noastră, pe vremea veteranilor, cei care jucăm de la o lună, două, sau chiar din ziua în care s-a deschis serverul, bă, frate, era altceva. Era altceva, oricum, toate au luat o întorsătură vizuală, vizibilă, de fapt, vizuală, o întorsătură vizibilă, nu știu, oricum, nu știu unde o să se ajungă momentan, da, se ține bine, nu vorbesc strict de OG la player, vorbesc de Samp în general. Văd că momentan se mai ține și cei care administrează serverele știu să dea ăla, știu să aprindă focul la momentul potrivit, dacă știți ce spun, adică să lanseze cât un update nou când e momentul. Doar că nu, hai, lasă că nu mai zic. Nu, că altfel aș fi dat cu pietre în cei de la OG și nu avea rost. Oricum, nu fac hate, ai joc. Mi-a plăcut serverul. Acum pot să zic că oarecum mai îmi place, doar că, nu știu, au apărut diverse reguli noi și s-a cam schimbat, nu roleplay-ul, dar în general regulamentul pe la facțiuni și astea se schimbă din ce în ce mai mult, deviază rău de unde a plecat, nu prea mai e ca la început, dar știți și voi vorba aia, tot rău spre bine. M-am repetat, cred că am zis de 3 ori treaba asta, nu dau cu pietre nimeni, nu vreau să te supere nimeni pe mine, nici voi, nici cei care au probabil o funcție mai mare pe server și văd videoclipul ăsta, este strict părere personală și părerea personală e strict o părere permisă. Nu mai găsesc nici cuvintele. Bun, păi cam ăsta o să fie episodul. Știu că e mai scurt, știu că probabil nu e pe placul vostru, încerc să, nu știu, să mă gândesc la alte idei, v-am spus și la începutul videoclipului. Dați-mi ad pe Discord, dați-mi un cont în PD unde mi este permis să confisc permise, astfel facem niște videoclipuri și cu altcineva mai distingem așa puțin atmosfera, nu știu. Spuneți și voi părerea voastră în comentarii, dați-mi idei, spuneți cam ce ați vrea să auziți din partea mea, ce subiecte ați vrea să dezbat, să spun, să-mi spun părerea și așa mai departe, pentru că și părerea voastră contează, pentru că e vorba de materialul pe care eu vi-l prezint vouă și atâta timp cât voi propuneți ceva, iar eu mă țin de treaba aia, atunci nu are cum să nu vă placă. Dacă am spus ceva greșit, puneți voi în comentarii, dar eu cred că partea asta de pe final e de necomentat. Bun. Acestea fiind spuse, eu vă mulțumesc că m-ați urmărit, nu uitați să vă abonați, să dați un like, dați pe clopoțel pentru că nu mai știu cum funcționează notificările. Pe live-uri am văzut că mai funcționează cât de cât, la videoclipuri, spuneți voi acolo în comentarii, pe lângă părerea voastră sau sugestia voastră de videoclip, puneți și notificare sau orice care să se, nu știu cum să zic. Orice care să subestimeze
notificarea. O să bată cu gândul acolo. Bine, prea multă poliglotie. Hai, ne auzim. Pa, pa!